Mă bucur că ne auzim după 3 luni, ne chinuim să ne auzim de fapt de 2 săptămâni după ce ai terminat programul să avem discuția asta, Adi. Hai să vedem, cum a fost pentru tine experiența? La câte kilograme ai luat legătura cu mine? Băi, din ce mi-aduc aminte, aveam 108,5. Da, 108. Ai depășit bariera sunetului aia de 100 și te-a luat. Bai, m-am dus bine după aia, că m-am dus până peste limite, știi? Care a fost motivul, de fapt, pentru care ai apelat la mine? Băi, sincer, mă săturasem de mine, de ce să mint? Mă săturasem de mine, de cum arăt, nu mă simțeam bine, eram demoralizat din punctul ăsta de vedere. Și am zis că trebuie neapărat să fac o schimbare, deși știam așa oarecum ce trebuie să fac, știu că trebuie să mănânc și că tot e în principal din alimentație și sportul constant, dar nu reușeam să mă motivez să fac chestia asta, știi? Practic, îți lipsea organizarea. Organizare, disciplină și motivația aia și suportul ăla. Haide, haide să facem, haide că... Așa, acasă veneam, bă, mă duc la sală, nu mă duc la sală, că dacă am ajuns acasă nu mă mai duc nicăieri, e bine acasă. Am înțeles. Deci tu, practic, nu erai străin de sport, nu erai străin de ce înseamnă un stil de viață sănătos, dar totuși ceva nu funcționa. Da, intrasem într-o stare de-asta, de o rutină toxică, dacă îi zic. Cu mâncare proastă, cu dăi cu cartofi prăjiți constant, cu burgeri, pizze și așa mai departe. Dulciuri cât cuprinde, că na, sunt pofticios. Apropo Și... de chestia asta, am o întrebare de dulciuri și de mâncarea asta cumva compulsivă. La cât timp după intrarea în program a dispărut pofta asta așa de dulce? Aș zice după 2 săptămâni. Aproximativ 2 săptămâni, Două, nu? două, 3 săptămâni, cam așa, da. Deci m-am ținut de cuvânt când am spus că în 2 săptămâni începe să dispară, nu? Super. Hai să vedem cum a fost programul pentru tine. Povestește-mi un pic. Cum a fost din punct de vedere alimentar? Ți-a părut greu? Ți-a părut că ești la dietă? Nu, tocmai asta a fost. Nu mi s-a părut greu și nu am simțit că sunt la dietă, să simt că mă înfometez sau că, vezi, Doamne, trebuie să mănânc numai orez și piept de pui. Și aia a fost, știi? Nu, chiar am mâncat ce mi-a plăcut și mi-a plăcut că m-a ajutat din punctul ăsta de vedere că bazez programul pe preferințele fiecăruia. Că e și chestie psihologică. În momentul în care mănânci ce-ți place și simți că nu e o greutate lucrul ăsta, ești mult mai motivat să te menții de lucrul ăla. Te-a ajutat chestia asta să înțeleg, te-a ajutat să simți practic că ești într-un program, dar totuși nu ești la dietă. E culmea. Mănânci ce-ți place și totuși slăbești. Cum a Da, fost exact. paradoxul ăsta pentru tine când ți-ai zis la început, bă, o să mănânci ce-ți place și o să slăbești? Da, e... Nu știu cum să-l descriu. E mișto. E mișto că nu simți. Nu simți că ești într-un program de body change. Simți, ok, mănânc sănătos și e un stil de viață și e ok lucrul ăsta. Știi ce vreau să te întreb? Vreau să te întreb. Tu ai plecat foarte mult vara asta. Tu ai început programul vară. Da. Și Am fost. totuși, cum a fost? Ai reușit să adaptezi? Am reușit să adaptăm programul la. Deci, de ce să mint? Am fost prin concedii, că în vara e cu concediile și e greu în concediu să menții aceeași constanță pe care o ai când ești acasă, dar am învățat să fac alegerile corecte și dacă înainte aș fi luat, nu știu, o bucată de carne cu un cartof prăjit și dă-i acolo că trebuie și niște sos la cărnița asta, cumva am ales să mănânc legume cu ceva. Nu știu, am conștientizat că e important ce mănânc și ok, nu am slăbit cât am fost în concediu, că na, eram pe nici cu antrenamentele nu am reușit să le fac, dar nici nu m-am îngrășat. Practic, nu te-ai, niciunul din concedii, cred că ai fost în 2 sau 3, nu ai venit cu kilograme în plus, ba mai mult ai venit în minus, în unele, corect? Corect, corect.
Hai să vedem cum a fost partea de antrenament pentru tine. Mi-a plăcut. Ceea ce mi-a plăcut foarte tare a fost că am avut mereu suportul și, deși noi n-am reușit să ne vedem live, ca să zic așa, partea de videouri și de chestiile explicative pe care care sunt pe aplicație au ajutat foarte tare. Știind, mă uitam cu 10 minute înainte, ok, ăsta e antrenamentul pe care trebuie să-l fac. Aveam lista cu exercițiile, cu greutățile, repetițiile și era foarte ușor. Nu înțeles. Deci a fost easy partea asta. Ai simțit că ai câștigat condiție fizică, că ai mai multă energie în urma antrenamentelor? Da. Ei, nu știu dacă ți-aduce aminte că ziceam în primele 2 săptămâni că mă chinui să fac 10 flotări. Da. Flotări de nu știu când și acum nu mai am nicio treabă. Adică, da, clar, condiția mea fizică s-a îmbunătățit și din punct de vedere al capacității de efort, mi se pare că am îmbunătățit chiar și cu alea 20-30 de minute de cardio la sfârșitul antrenamentului. Asta vreau să zic. Crezi că genul ăsta de program îți afectează și cariera în bine? Cu siguranță. Cu siguranță. Adică sportul e o chestie clar benefică. E un stress reliever, ca să zic așa, și dacă faci sport, clar îți îmbunătățește și celelalte aspecte ale vieții, carieră, viață personală, că automat ești mai încrezător în tine și da, e benefic, n-am ce să zic. O chestie vreau să te întreb, că sunt curios. Cum ți-a părut programul din punct de vedere al nostru, din punct de vedere al consultanței, din faptul că noi suntem alături de voi? Ai simțit chestia asta, că ai suport pe Da, parcursul celor 90 de zile? din punctul meu de vedere, chiar în discuția inițială pe care am avut-o, ți-am spus că asta îmi lipsește și chiar asta am avut și suport constant, comunitatea ta e foarte mișto și fiecare face acolo un Da. mic efort și îi ajută pe ceilalți și ăsta e un lucru foarte, foarte mișto, că știi cum e, there's power in numbers, cu cât suntem mai mulți cu Da. același cel comun, cu atât ajungem mai ușor la țelurile noastre. Cum îmi place mie să zic mica mea familie, dar totuși mica mea familie are un efect de turmă în care ai văzut că lumea se motivează acolo. Efectiv, când vezi că ceilalți au rezultate și vezi la 1, vezi la 2, vezi la 3, parcă ți-e și rușine să nu te ții. Deci Băi, exact. da. Așa e. Deci, băi, ce naiba, toată lumea poate și eu nu, eu ce sunt aici? Sunt oaia neagră? Hai să vedem, Adi, ce rezultate ai obținut tu în urma programului? Deci eu am slăbit de la 108 la 95,5 am ieșit din program, deci 13. Forță. Da, stai, că am aici un pic acolo. Da, cu siguranță cred că nu am fost eu elevul ăla exemplar care să se țină strict, strict, strict de meniu și de antrenamente. Au mai fost și concediile. Am mai făcut și eu o indulgență să zic, hai că mai bag un dulce, mai nu știu ce, dar asta odată la ceva timp. Și cred că dacă aș fi fost foarte strict cu programul și asta, aș fi slăbit mult mai mult. Dar, per total, sunt foarte mulțumit. Asta e viața, Adi. Nu poți să stai tot timpul 100% pentru că nici viața nu e dreaptă tot timpul. Ai văzut, mai vine o curbă, mai un sus, mai un jos și automat nu zice nimeni că în urma unui program tu n-ai să mai greșești niciodată. Pentru că nu e despre asta. Este exact ceea ce mi-ai spus un pic mai devreme, despre conștientizare. Și ăsta este lucru de care eu sunt cel mai mândru când aud chestiile astea de la voi. Acum vreau să te întreb o chestie. Ai rămas cu ceva după programul ăsta? Am rămas cu... Nu, scuză-mă. Telefonul meu mi-a dat o eroare. Băi, am rămas cu... Da, mă repet, conștientizarea că alegerile pe care le faci sunt importante. Consider că se poate numi programul ăsta că îți schimbă stilul de viață și te ajută practic să obții obiceiuri noi pe care le poți avea toată viața, le ai alături de tine, în mintea ta, toată viața? Da. Și ce, știi, uite, da, rămâi cu niște obiceiuri, rămâi cu niște conștientizări că trebuie să faci alegerile corecte
Și e o chestie super specifică pe care am învățat-o. Fă-ți cumpărăturile pe toată săptămâna. Asta e organizarea. Organizarea este cheia. Fă-ți cumpărăturile pe toată săptămâna. Da. Adi, mă bucur. Vreau să te întreb un lucru. Ai recomandat programul ăsta oamenilor care vor să facă o schimbare în viața lor, care au dificultăți cu kilogramele în plus, care au dificultăți cu organizarea, care nu știu efectiv pe ce drum să o ia? Cu siguranță. Adică și eu inițial am fost reticent în a mă orienta către un program de genul ăsta, pentru că, așa cum fiind fost sportiv, știam, băi, știu ce am de făcut, dar lipsește motivația aia și am găsit chestia asta în programul ăsta, am găsit suportul de care aveam nevoie și motivația prin tine și în același timp prin comunitate. Și da, cu siguranță, chiar am, sincer, chiar am recomandat câtorva prietenii programul dacă au nevoie vreodată și nu numai de slăbit, cât și de dacă vrei să crești în masă musculară, adică nu trebuie să te axezi numai pe slăbit, 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 cât și Exact, evoluția exact. personală. Consider că investiția asta a fost una bună. Da. Super. Ce Ai nu pot să zic. We'll do it again. Da, eu te aștept la transformarea numărul 2, Beach Body. Acum a fost partea de slăbire, intrăm în partea de Beach Body. Adi, eu îți mulțumesc. Pentru mine a fost o plăcere să lucrez cu tine, indiferent că ai fost plecat, indiferent că te-am mai tras de urechi să te repun pe partea dreaptă și să te reapuci de treabă, că ai avut într-adevăr o cădere, dar per total în 13 kg, ținând cont că ai fost vara și centimetrii. Nici nu știu să-i număr la tine cel puțin, că e o schimbare dintr-un balon, s-a dus ceva. Pentru mine a fost o experiență super plăcută și mă bucur că am putut să te ajut și să te îndrum. Eu îți mulțumesc pentru testimonial și o să opresc înregistrarea aici. Ok.